Domnii mei, bine v-am regăsit un nou episod din Bet Builder. Încercăm să ducem la bun sfârșit proiectul nostru all 4 4x4. Ați văzut că ne-a ieșit primul pariu, în schimb la al doilea n-am putut evita marile surprize de la Roland Garros din Sferturi, unde au fost eliminate favoritele 2 și 3, Râbachina și Sabalenca. Asta este, să mai întâmplă, noi ne facem treaba și o luăm de la capăt, băgăm cu demnitate mâna la buzunar și mai scoatem o sutică pentru a juca un nou pariu de cotă 4 O sutică, v-am mai zis, pentru mine înseamnă 0,2% din bugetul de pariere și știți că eu întotdeauna mizez pe disciplină un foarte mare accent pe disciplina banilor, nu pariați mai mult decât vă permiteți, iar recomandarea mea este să nu mizați mai mult de 0,2% pe pariul de start la acest proiect, pentru că este un proiect foarte, foarte greu. Există posibilitatea să avem și 10-20 de tentative ratate, dar atunci când, când o nimerim, o nimerim bine de tot, 4 pariuri consecutive de cota 4, aproximativ 4 câștigătoare. Asta, asta căutăm la acest proiect și cu reinvestirea mizei se poate ajunge la câștiguri frumoase, ați văzut cum am făcut și anul trecut. Haideți să vedem biletul pe care l-am jucat pentru acest weekend este oarecum, oarecum, un pic mai greu pentru că oferta e restrânsă și sunt și meciuri amicale, într-un meci amical se poate întâmpla orice, dar noi ne facem treaba la Belgia cu Luxemburg, am luat un bet builder cu minim un gol marcat în prima repriză de Belgia și minim 3 goluri marcate de Belgia, ar trebui să fie totuși un festival de goluri înainte de începerea Euro 2024 unde Betano este sponsor principal avem un amical și între Mexic și Brazilia și acolo mă aștept la ceva goluri, am luat ambele marchează sau peste 2,5 goluri în meci și mergem și în Spania unde mizăm pe o partidă oficială de basket între Real Madrid și Mursia peste 150 7,5 da, puncte și Real Madrid se bată în handicap de minim 6 puncte diferență. Așadar, o cotă totală pe biletul nostru de 3,94 din aceste 3 meciuri. Așa cum foarte bine știți, cu ajutorul opțiunii Bet Builder putem plasa selecții mai multe, selecții între 2 și 7 selecții din cadrul acelei, aceleiași partide pe același cupon de pariere, cum am făcut și noi acum. A fost destul de cumincioare, doar câte două din două meciuri, iar unul este uh, cu șansă dublă de reușită, ambele marchează sau peste 2,5 goluri. Uh, vă aștept în uh, secțiunea de comentarii, dragii mei, să-mi spuneți dacă aveți și voi niște cote interesante pe care să le jucăm în acest weekend și uh, sper să avem succes și să ne revedem data viitoare cu uh, pariul cu numărul 2. Vă doresc un weekend excelent!